Dragoste târzie, de Alexandr Nicolaevici Ostrovski. Traducere de Valeria și Profira Sadoveanu. Adaptarea radiofonică Elena Negreanu. Interpretează Tamara Buciuceanu Botez, Ștefan Mihailescu Brăila, Gina Patrichi, George Constantin, Ana Ciontea, Șerban Celea, Petre Lupu. Regia artistică Dan Cuican. Vai, ce vreme, ce urgie. Vai de cel care n-are pe el un palton ca lumea. Oare pe unde o fi drăguțul de feciorul meu pe vremea asta? Ludmila Gerasimova. Da. Aștepți pe cineva de stai așa lipită de fereastră? Că ai frig acolo, vină încoace. N-aștept nimeni. Până și motanul meu a venit acasă pe vreme ca asta. Numai feciorul meu, numai Nicolinca, de două zile încheiate, parcă a intrat în pământ. Cine știe ce treburi o fi având? Păi... cine să știe dacă nu eu? N-are nicio treabă, taie frunze la câini. Doar face avocatură. Ce avocatură? Fost, elele, când a fost? Știu că se ocupă de afacerile unei pucoane. Da, păi ce mai pucoană, draga mea? Nu prea, mă rog, știi cum stau lucrurile. Ia, stai să de la început, să-ți spun cum a fost. De învățat, a învățat tare bine. A terminat și universitatea. Dacă au făcut ea ca se înființează judecătorile cele noi, se înscrie și el avocat și începe a curge procese. Dar știi cum e? Procese și procese, mă rog. Să aduni bani cu lopat. Asta. Și asta pentru că se învârtea numai între negustori înstăriți. Așa că a început și el a trăi ca negustori zi de zi la cenărie, iar noaptea la club. Mi-i plăcea așa viața, știi, că e un pătimaș. Până ce au prins afacerile să se rărească. Mai pune lene, mai pune că se mulțiseră avocații peste seamă, mă rog. A păpat bănișori, a prăpădit clientela și a ajuns iar la calicia de la început, la mama acasă, adică de la ciorbă de cegă la borș de vars. Și dacă am văzut eu că a ajuns așa de rău, m-am străduit să-i găsesc de lucru. Vreau să-l vâr sub pielea unei cucoane pe care o cunosc, dar el nu se cam codește, știi? Poate că e sfios. Ei, ia lasă, maică, ce sfios? Păi, sunt și oameni cu caracter sfios. Ei, caracter, calic și să aibă caracter. Știi că ai fost? N-are haine bune, asta-i. Și dacă omul nu-i îmbrăcat bine, atunci are și caracter sfios. Pentru al de noi, când suntem în lumea mare, e un adevărat chin. Îți vine să intri în pământ. Aici mai scurt, colo atârnă, dincolo parcă e un sac. Se uită tot satirii, că la o arătare. Că de, noi nu ne facem rochii la madame Cretorese. Noi ne coasem singure, pocit ca vai de lume. Tot așa și hainele băiatului nu le-a cusut un croitor francez, ci unul din Mahalaua, Dragomilovska. Nicolae înainte când avea bani umbla sclivisit. Era acum e rușine să se arate în lume ponoțit cum este. Greu l-am înduplecat și acum nu-s bucuroasă. Acolo la cucoana aceea de dimineață până seara numai fanți. Așa că și-a comandat straie bune la un croitor neamț pe datorii. E o cucoană tânără? În floarea vârstei. Ăsta e necazul. Dacă ar fi bătrână, ar plăti, cum se cuvine. Și dânsa nu plătește? Femeie ușuratică, răsfățată, se bizuie pe frumusețea ei. Dar eu tot am stărs de la ea până acum vreo 150 de ruble ca să-i dau croitorului. Dacă ar fi după el... Da, poate că e dragă. Păi, nu i-ar fi rușin unui sărăcut să curteze o bogătașă? Bancă să și cheltuiască cu dânsa? Vin la ea colonii și ofițeri din gardă de rămâi cu gura căscată. Știi, te uiți la ei și doar atâta spui: vai, Doamne! Apoi ăștia râd de el, dar și dânsa sigur că le ține hangul. Am înțeles acum ce fel de femeie este. Da, când o vezi, crezi că-i cine știe ce cucoană. De unde? Se încurcă în tot felul de datorii și istorie de amor și apoi trimite după mine să-i dau un cărț. Le-i spun, vrute și nevrute. Și ea, ba râde, ba plânge, știi, ca un copil.
Se zice că bărbatul a fost și el un bezmetic. Au cheltuit, au făcut datorii și ia că într-o bună zi moare bărbatul și ea n-are încotro o să plătească. Ci că s-a apucat să dea poliție, să-i scărească în dreapta și în stânga fără să știe nici ce și cum. Dar ce stăm noi aici pentru întuneric? Mă duc să aduc o urmărare. Dacă a venit cineva, cine a fi? Nicolae, o fi dormedor, o fi? Dumneata ești! Dorme, dont. Dar eu credeam. Oricum sunt foarte bucuroasă. Singură mi-e urât. Ia ca și lumânarea. Ia pune-o. Unde mi-ai fost? Vai de mine cât ești de înghețat, fiule. L-am căutat pe fratele meu. Și l-ai găsit? L-am găsit. Unde? Tot acolo. Unde? Două zile la cenărie. Joacă biliard. De ce n-ai spus să vii acasă? I-am spus, nu vrea. Acasă, zice, când am chef, vin eu și fără tine. De însoțitor n-am nevoie, că nu sunt beat. Am și plâns în fața lui. Frate, zic, ai uitat că ești cap de familie. Oamenii sunt bucuroși să găsească de lucru și tu dai cu piciorul. Dai cu... Mie, zice, nu-mi place să adun cu gologanul, da? Mă rog. Dar de la mine a cerut și ultima rublișoară și i-am dat-o. Doar mie frate, nu? Îți iubești, fratele? Cum să nu-l iubesc? Atunci iubește-l mai tare. Cât oare o mai fi zăbovind negustorul ăla care a venit la mine? Mă duc să-mi aduc lucruri de mână. Ai înghețat, dorme, domn. Oh, mami, să nu-i nimic. Mi-a trecut. Eu, gata, m-aș și apuc de scris. Da. Mamițo, nu observi nimic la mine? Tu, ce anume? Păi, mamițo, sunt amorezat. Ce să-i faci? Să fii sănătos. Dar știi, mamițo, știi, serios, mamițo și densa mă iubește. Ei, dormedont, nu ești tu dintre bărbații care plac femeile. Pe tine numai una te poate iubi. Care? Maică. Pentru mamă, cu cât copilul e mai prost, cu atât e mai drag. Prost, mai drag. Cum, mamițo? Cum prost? Las că știu eu de cine vorbești. Ei, cum să nu știi? Când am venit, ea s-a repezit la ușa. Dumneata ești, zice. S-a repezit la ușa. Da. Ei, numai că nu te aștepta pe tine. Ba da. Oare nu pe frate tu? Nu. Pe mine, mamițo, pe mine. Dumneata e. Acum numai un pic de curaj. Da, ca să-i spun tot ce am pe suflet. Ce zici, mamițo, să-i spun? Spune. Spun. Se pare că negustorul Dorotnov se pregătește să plece. Mă duc să-i fac lumină la scară. Da, a venit la chiriașul nostru cu Nisca i-a face. Du-te, mamițo. Suntem doar prieteni. De an și an, Gerasim Porfirici. Ce ai zice să bem un păhărel împreună? Nu, nici nu te-ai gândit. Mai bine te-ai gândit la afaceri. De ce să mă gândesc la afaceri? Am toată încredere în tine. Vezi, nu te-am uitat. Da. Până aici am venit să te găsesc. Îți mulțumesc, frate. Da, uite unde m-a zbârlit soare. Să locuiesc în mahalaua asta. Afaceri serioase nu mai am. Mă ocup de Mircea și mai nimic. Mi-mi plac procesele mari la curtea de apel. Să am cu ce-mi căzni mintea, să muncesc. Dar ia ca toți mă ocolesc, că-s bătrân. Și tare mi-e urât să stau degeaba. Că-ți urât n-ar fi nimic, dar sigur că e și flământ. Da, așa e, și flământ. Și eu, și beata Ludmila, fiică mea. E, curaj, Gerasim Porfirici. Poate să am mână bună, treci mâine seară pe la mine. Da, bine, am să viu. Stai, așteaptă puțin. Dar ce este? Ce mai este? Am uitat să-ți dau o notă de actele pe care mi le-ai încredințat. Stai acum, dar n-am de voie, mă, caragiosule, mă. Deci am dat încredere. Nu te las să pleci fără recipis. Firește, la mine n-au să se pierde, dacă îndești pățit. Dar ce, ai avut vreun necaz? Am avut. Pe vremea când aveam sumedenii de procese și îmi treceau prin mână tot felul de acte străine, le țineam în ordine, fiecare dosar cu numărul, să-l tărașu și dulapul lui. Ce? Da, aveam pe atunci prea mare încredere în oameni, asta e. Spuneam secretarului, ia dă tu, dragă, dosarul cu numărul cu tare și el mi-l aducea.
și îmi fură, frate, o poliță și o vinde datornicului. Păi, poliță mare? 20.000. Și ce ai făcut? Am plătit. Tot am plătit. Am vândut casa, am vândut tot. Tot până la ultimul grușor. Așa ai ajuns tu la sapă de lemn. Da, da. Am pătimit fără nicio vin. Banii îi prăpădise. Casă nu mai aveam. Nevasta și așa cam bolnavă. A murit de inimă rea. Nimeni nu mai avea încredere în mine. Am vrut să-mi pun capăt zilelor. Dar ce spui, frățioare? Îți pierdusești mințile. Dar cum să nu ți le pierzi? Cum să nu ți le... Dar m-a salvat fetița care avea 42 ani. Cum am dat cu ochii de pătucul din ungherul unde dormea ea? Parcă m-a țintuit cineva pe loc. Și parcă pe suflet a prins în picure ceva cald. Gândurile au început să se aline, să se așeze la locul lor. Ce vină avea ea? Pe mâinile cui rămânea sărăcuța? Și uite așa, de n-ar fi fost ea, s-ar fi sfârșit cu mine, frate. De-aia mi-e dragă ca ochii din cap până în ziua de azi. Câte nu se întâmplă. Vrei să știi ceva? Acum ți-o totul sub cheie. Și cheile la ea. Tot e la ea. Banii și hârtiile, tot ce mai. Fata mea e o sfântă, cu minte, modestă. Cei mai buni ani i-a prăpădit muncind ca o roabă. Și nici o tânguire, nici un reproș. N-are pereche pe lume. Ar trebui să o măriți? Da, cu ce, omule? Uite, cu ce? Uite, ai să-mi scoți 200.000 pe polițele mele și atunci... Da? Stai, că ți-o aduc îndată și pizza. Bine, acum aștept. Acum aduc și pizza, da, sigur. Hei, mâzgălișule, ia vină. Vă rog? Cum te cheamă? Vă rog să fiți mai politicos dacă nu știți cu cine aveți de-a face. Mă rog să am iertare, excelență. Dacă ai fi mai puțin fudul, ai fi mai sătul. Ia poftește încoace să-ți dau niște parale. Mie pentru ce? Așa. Uite, ia. Hai să fii sănătos. Vă foarte mulțumesc. Ia ascultă, dragă. Da? Crezi că bătrânul notar e cinstit? Îi pot încredința fără grijă polițele? Vai de mine, dar la ce vă duce gândul? Fiți fără grijă. Le-aș fi dat cuiva mai de soi, dar acela vrea să-i spui domnule și e prea scump. Așa că, uite ce e. Da? Tu fii cu ochii în patru și dacă bagi de semnă vreo șmecherie, da? Alergă și spune-mi. Da. Și notarului nici pus. Ai înțeles? Am înțeles. Îți dă lefă mare? 10 ruble pe lună. Aha. Ia că e bine. E bine, să te hrănești și tu. Hai, du-te că vine notarul. Da, vă foarte mult. Uite chitanța. Ascultă, dragă, ascultă, drăguțele. Ce fel de om e conțopistul tău? Cam prostuț, dar băia de isprav. E un șmecher clasa antific, ochii în patru. Ce vorbe în gol. Na, era să uit. Mai am o poliță acasă și nu vreau să o amestec cu celelalte. Ce? E moștenită de la unchiul meu, dar e cam îndoielnic, așa. Da? Și cine să dea banii? Eu văd vă o femeușcă zenate, că o cheamă Lebetkina. A risipit din gros, dar tot mai e în stare să plătească. Atunci să încasăm bani. Dar e cu cântec. Polița are garanția bărbatului și garanția asta e falsă. Că pe bărbatul lovise damblaua și nu putea mișca un deget când a dat ea polița. Păi atunci eu zic să o amenințăm. Așa s-ar cuveni, dar eu sunt negustor cu bază și nu se cade să am dar avel bănești cu o femeie. Așa că eu îți trec polița ție și tu faci ce vrei. În numele tău încasează măcar jumătate. Uite, ai cuvântul meu că până în două zile încasez toți bani. Să știi că e o femeiușcă vicleană. Da? Când are să înceapă să vorbească, ai să te moi. Ia uzi. Bun! Mâine îți dau polița, că doar nu putem face toate într-o zi. Da, da. Cu bine! Ei, faceți lumină, careva! La revedere și pe mâine! Tată! Ludmila, îngerașule, ne sună de noroc. Nu poftiți la masă, domnule notar. Nu, mâncați fără mine, mie nu mi-e foame. Ludmila, fata mea, da. Să știi că în seara asta am să stau târziu. Tu culcă-te, nu mă aștepta.
Și eu vreau să stau mai târziu să lucrez. N-aveți ce pentru mine, o trebușoară, Gerasim Porfirici. Așteaptă că ai să ai și tu de lucru. Da. Ludmila, iar am procese, afaceri. Am scăpat de ghinion, a dat norocul cel mare peste mine. Cât sunt de bucuroasă pentru tine, tată. Pentru mine? Mie, Ludmila, nu mai trebuie nimic. Eu pentru tine trăiesc. Numai pentru tine. Și eu pentru tine, tată. Taci, taci. În meseria noastră, dacă ai noroc, te îmbogățești repede. Atunci ai să trăiești și pentru tine. Eu nu sunt în stare să trăiesc pentru mine. Nu mă rău pe inima, copila mea. Îmi cunosc vina. Din pricina mea ți-ai prăpădit tinerețe. Dar tot eu îmi voi răscumpăra greșeala. Hai, hai, la revedere. Îngerul cel bun să te ocrotească. La revedere, fiață. Da. Ce plăcut e să auzi așa ceva. Nu ca băieții mei care... Cum, mamiță, cum? Eu nu agonisesc eu pentru casa? Asta da, dar de la tine nu prea am ce aștepta. Altceva e cu frate tău care e și deștept. Mi-a scos sufletul. Fiar, nu om. Ia că bate cineva, mă duc să văd cineva. Da. Ludmila Gerasimovna, dumneata ce crezi de fratele meu? Nu-l cunosc deloc. Nu, dar așa, după faptele lui, din câte îi face el mamiței, că stă toată ziua la cenărie din... Poate că îi place lui acolo. Și ce, dacă îi place? Ce, așa m-aș putea duce și eu? Păi de ce nu te duci? Nu, eu am alte principii. Pentru mine este mai frumos acasă. Ce-i frumos aici pentru un bărbat? Mai ales pentru unul tânăr. Da, da, dacă nu simte nimic... Și dumneata ce simți? Păi eu, Ludmila, eu simt... Iată. Ce iată, iată. Ce s-a întâmplat? Odor de feciorul meu. Ce s-a întâmplat? Vai, citește scrisoarea care mi-a trimis-o. Citește. Mamico, nu mă aștepta. Sunt la o partidă de cărți. Am mare ghinion, pierd într-una. N-am niciun ban. Din pricina asta nu pot să mă scol de la joc. Dacă vrei să mă salvezi de la o rușine și o cară, trimite-mi prin aducătorul scrisorului 30 de ruble. Dacă nu ai, împrumută-te. Nu te gândi la bani, gândește-te la mine. Ori banii, ori nu mă mai vezi niciodată. Al dumitale fiu care te iubește. Ce să fac? De unde să iau? N-am la sufletul meu decât 10 ruble, dar așa ce le-a pus deoparte pentru masă. Ai auzit ce scrie? N-ai să mă mai vezi niciodată. Vai, ce să fac? Ce să fac? Mare o sândă pe capul meu. Și pentru ce? Pentru ce? Lasă. Numai eu știu cât l-am iubit. Lasă, vorbele, sunt deprisos. Pierdem vremea. Iar el așteaptă săracul și suferă. Dorme tot, mamă. Da, mamiță. Ia o hârtie și scrie. Da. Spune-mi. Cum s-a trecut prin minte? Minte? Să cer, mămiche, paral. Paral. Datoria ta. Stați. Datoria ta? Stați. E neomenos. Dați-mi mie plicul. Scrieți numai adresa. Da. Ce faci? 50 de ruble? N-avem unde schimba și nu-i vreme de pierdut. Repede, repede, dă plicul băiatului. Mai, ești un înger. Cât ești de... Cât ești de... Față de familia noastră. Ce spui? Spun câtă prietenie, câtă dragoste. Da. Dragoste. Da. Dar nu fiecare știe să prețuiască. Nu înțeleg. Uite, binele pe care l-ai făcut pentru fratele meu... Dar te-ai simțit? Eu simt, să știi. Parcă el e în stare, el nu e. Noapte bună. El nu e. A plecat. Asta rămâne pe altă dată. Dar cred că treaba merge strun. Da, merge strun. La revedere, tată. La revedere, sufletele. Uite cheile. Auzi, ține-le mereu la tine. Da. În sertar sunt hârtii de valoare și n-am încredere în niciunul de aici din casă. Păi, aici e mahalaua flămânzilor. Aici totul se fură, se vinde. Că dai să vezi că vine la noi un om elegant, bogat, să știi că nu-i lucru curat. Caută conștiința de vânzare. Și la tine a venit ieri un negustor bogat. Uite, asta e cu adevărat o minune.
La început am crezut că vrea să ticluiască un testament fals, ori să-și păgubească creditori. Păi cine îndrăznește să fie malos la mizeră? Staci, tata, mai încet, să nu te audă fiul Zablovei. Sau, de ce? Nu spun decât adevăr. Și el este unul care are nevoie de baga să-i bea pâncârșul bun, să-i piardă la biliard. Aici mizeria merge mână-mână cu viciu, fata mea. Ar trebui să fugim din casa asta. Dar locuințele ieftine, ce să-i faci? Sunt toate la fel. Sufletelul meu, iartă-mă că ești obligată să trăiești sub același acoperiș cu asemenea individ. Numai vederea lui și o jignire pentru o fată ca tine. Tată, mai încet. Ce atâta politeță cu asemenea individ? Auzi, păzește polițele ca ochii din capa ta și încuie banii mai bine. De unul ca asta mi-e frică. Nu câștigă nimic toată săptămâna și trebuie bani ca să stea seara de seară la joc de cărți sau biliard. Asta e. La revedere, sufletelul meu. La revedere, sufletelul. La revedere, tată. La revedere. Nicolae, dragul meu drag, a adormit îmbrăcat. Va veni oare vremea să-ți odihnești capul tău frumos și deștept pe umărul meu? Cât de fericit aș fi! Poftim, îți place? Dar încă beata mama când vede așa ceva. Of, of, neisprăvitule, fiule, scoală! Bună dimineața, mamă. Bună, bună, care e bună, nătângule? Cum să trimiți tu la maică ta după bani? De unde să aibă ea sărmana? Și măcar dacă ar fi fost pentru un lucru serios, dar așa? I-am jucat, nu i-am furat. Mi-ai făcut un mare bine, lasă-mă să te învățeșez. Voi, nu te apropia. Spune, mult o să mai țină de zmățul ăsta? Zău, nu știu, mamă. Cred că până la cea din tine afacere serioasă. Afacere ai avut și ai și acum. Astea sunt fleacuri, nu afaceri. Auzi, auzi? Ai spânzurat toți banii? N-ai mai adus nimic acasă, cu ce vă hrănesc? Te rog, nu mai vorbi despre asta. Mă rog, cum dorești, dar e păcat. Te rog, lasă. Las, vai de... Am uitat laptele pe foc, vai de... Cu ce drept ai oprit-o pe mama să mă certe? Și prin ce minune te-ai ascultat? Nu vrea să vorbească despre bani. Ea vrea să te roage să-ți cauți sănătatea. Ia te uită. Da, și eu te-aș ruga din suflet să lași tovărășiile proaste. Banii se pot strânge din nou, dar sănătatea... Nu se mai întoarce niciodată, știu, bravo, minunat. Ca orice inimă simțitoare te amesteci în treburile altora și dai sfaturi fără a fi întrebată. Mama însă nu-i prea sentimentală. Pentru dânsa, cel mai prețios lucru este banul. Și drept să spun, eu mă așteptam la pomelnic obișnuit. Risipitorule, bețivule, n-ai lăsat fără un ban. Când colo aud dăscălelea unei străine care n-are nimic de împărțit cu mine. Te rog să mă ierți. Mă rog, continuă dacă îți face plăcere. Mie întotdeauna îmi face plăcere să stau de vorbă cu dumneata. Adică să-mi faci morală. Poftim-i atât de ușor. Nu mă jigni. Nu merit jignire din partea dumitale. Eu vreau numai să te rog din suflet. Să mă rogi ce? Nu-mi cunoști nici viața, nici firea, nici situația în care mă aflu. Mama e o femeie simplă. A avut mai mult simț ca dumneata. A înțeles că aveam nevoie de bani și nu de sfaturi și mi-a trimis bani. Eu ți-am trimis? Nu mama dumitale. Dumneata? Da. Cine te-a rugat? Mama? Ți-a cerut un împrumut, poate? Cum a fost? Spune-mi. Am citit scrisoarea și m-am pus în situația dumitale. Nu mai era de stat pe gânduri, trebuia să ne grăbim. Îți mulțumesc. Bineînțeles că banii ți-i voi înapoi cu prima ocazie. Da. Nu voi să spun că ai procedat cam imprudent. S-ar putea să nu ții înapoi banii și nu ești atât de bogată ca să arunci 50 de ruble pe fereastră. Eu nu m-am gândit la asta, Nicolae Andreici. Trăim sub același acoperiș. În afară de dumneata, eu nu mai văd pe nimeni. Ești un om atât de deosebit. Vai. Nu cumva te-ai îndrăgostit de mine? Pentru ce? Eu cel puțin nu mă știu vinovat cu nimic. Niciodată nu ți-am dat prilej. Ba da, mi-ai dat. Adu-ți aminte. Acum o lună mi-ai sărutat mâna și mi-ai spus că ai murit de fericire dacă te-ar iubi o fată ca mine. Aia a fost o glumă, doar o glumă. Ce fel de glumă? Aveai ochii înlăcrimați când mi-ai vorbit. Ce inimă ai avut ca să-ți bați joc de mine? Iartă-mă, te rog, n-a fost bătaie de joc. Mi-am petrecut tinerețea fără dragoste. Visam numai să o întâlnesc cândva și trăiam liniștită, fericită în felul meu. A fost de ajuns însă să aduci vorba despre iubire și sufletul meu a fost răscolit de setea de a iubi.
De dorința de a mă jertfi. E o dragoste târzie, poate cea din urmă. Știi ce forță are o asemenea dragoste? Și dumneata o iei în râs. Nu, nu. Eu sunt încredințat că merit să fii iubită și stimată de un om cum se cade. Eu însă sunt în stare să te nenorocesc, să-ți distrug viața. Eu visez să te văd liniștit, mulțumit. Și pentru asta sunt gata de orice jertfă. Oricare. Ai încercat degeaba să mă salvezi. Am căzut prea jos. Eu nu merit nici fericire senină, nici femeie ca dumneata. Ludmila Gerasimovna, urâtă-i viața pe care o duc. Și pe viitor se arată și mai urâtă. Făgăduiește-mi cel puțin că n-ai să mă ocolești când ai să ai nevoie de o vorbă bună. Și iartă-mă că îndrăznesc. Revolverul pe care îl porți de câteva zile cu dumneata, Doamne, mă frământă tot timpul și n-am avut curajul să ți-o spun. Ce caută la dumneata revolverul? L-am găsit întâmplător. Costa foarte puțin, m-am gândit că cine știe, poate o să am cândva nevoie. Dă-mi-l mie, am să-l încui la mine. Mă rog, încui-l. La bagă de seamă, e încărcat. Te-am pus pe gânduri. Ce-ți spui, o fi la mijloc vreun amor nenorocit, ori o fi cheltuit banii statului, ori... Ca și cum n-ar fi pricini mult mai simple. Care? Care pricini? Mi-e silă de viață, Ludmila Gerasimovna. N-am de ce trăi. Cum mi-ar plăcea să trăiesc, nu se poate. Și cum se poate, nu-mi place. Nu mă chinui. Fii sincer. Spune ce... Ce ai vrea, ce ai vrea? Să-ți povestesc ticăloșia în care am căzut? Fie, am să o fac. Dar nu acum, sunt prea obosit. Da. Și eu trebuie să mă duc în oraș. Dar pe înserate ai să fii acasă? Uh-huh. Îmi făgăduiești? Acasă, acasă. Atunci, la revedere. La revedere. Asta mai lipsea, complicații sentimentale. Totuși, parcă ți-e mai cald când știi că te iubește cineva. Mamițo! Mamițo! Mamițo, vine Barbara Haritonovna! Ei, povești-o cu coană ca dânsa, o să vină în coceaba noastră. Mamițo, vină și te uite, dacă nu crezi, uite-te, ia-mi! Vai de sufletul meu, o fi o treabă grabnică. Dacă întreabă de mine, spune că nu fac asta. N-ai teamă, nu caută la unei sfârșit ca tine. Vai, dau fuga să o întâmpin. Hai, voi ieșiți. Hai. Mamițu, să ieși. Hai, du-te, da, du-te. Am ieșit. Vai, binefăcătoarea mea, ce vânt te-a adus la noi. Felițata Antonovna. Dragă Felițata Antonovna. Dăm repede, repede. Ce să-ți dau, suflete? Vrei ceai? Nu ceai, ceai. Vreau să-mi dai în cărți. Cât ai clipit, mai că să-i să-i... De când îi dau așa, 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 să le întind puțin așa. Spune ce vrei să zicesc de dragoste. Da, mai repede. Da. Maică, s-arată bucurie mare. Ce fel de bucurie? E a doua săptămână de când n-am mai dat pe la mine. Bine, bine, uite, cade în casă. Uite-te singură, dacă nu crezi, uite în casă. E că chiar așa-i, cazi cu bucurie alături la drum de seară. Da, bine, bine, dar mai întinde-l odată. Bine, parcă ar fi vorba de o afacere, nu? O afacere de bani. Da, dar uite-te bine cum cade. Plătesc sau nu plătesc? Bine, după cât s-arată, să vedem așa. Hai să plătești. Asta era, asta nu-mi convine. Acum vine iarna și știi câte cheltuieli am eu. Operă, serat, îmbrăcăminți. Nu, iarna oamenii cu cap împrumută. Și eu să scot bani, asta este... Nu pot. Ba să zic că ești datoare. Sigur că-s datoare. Când nu sunt eu datoare? Dar cui datorezi? Ui, negustor lui Dorotnov, un bădăran. Și ăsta n-așteaptă. M-am dus la el azi dimineață ca să preschimb polița. Și uite ce-i cu coană, zice dumneata, mie nu-mi datorez nimic. Polița cu pricina am dat-o notarului Margaritov. Aha. Socotește-te cu dânsul. Margaritov? Da. Păi ăsta-i chiriașul meu. Hai, nu spune-mi, ce da? Fel de om e? Nu te înțelegi cu el. Că nu se înduplecă? Nu, nici cât negru sub unghii. Să cadă măcar la o învoială, că nu sunt banii lui. Să ia de la mine numai jumătate și pentru asta am să-i dau. Dau lui 1000 de ruble. E, cât e jumătatea aceea? E mare? Este, 10.000. 10? Zău de n-aș fura poleța pentru tine dacă aș putea. Hai, fură, suflete. Fără, parcă poți. Încuie toate cu 7 lacăte. Uite, stă în odaia de acolo. Și fiică sa o domnișoară indelicată, tare, dar tot îi se scurg ochii după Nicola, fiul meu. Trăiește cu el? Ce vorbești? E fată cu minte. Dar că e amorezată lui Lea, asta e sigur. Mă rog, și așa e bine. Mi-a venit o idee. Dânsul e acasă?
Poți să-l văd? Ce nu se poate pentru tine. Băiete! Ia vino tu încoace, hai! Hai, vine, vine aici așa. Vorbiți în liniște, eu n-am să vă stingheresc. Ce porunciți? Nu poruncesc nimic. Vrei să te plimbi? N-ai găsit pe nimeni altul afară de mine. Mi se pare că nu duci lipsă de cavaleri. Da, continuă, continuă. Îți îngădui. Eu nu sunt Don Juan. Dar mie îmi plac și visătorii. Idealiștii, nu numai Don Juanii. Se spune că grădina de iarnă de la Stelina este o minune. Acolo ar fi de mers. Și de ce nu te duci? Na, Stelina este o ceainărie și nu se cade să mă duc singură. Ci în doi, cu un bărbat tânăr. Da, gândește-te. Am stat sub un palmier, am putea lua și masa. De ce ți-e frică? N-am să te țin mult. Te aduc cu trăsura înapoi acasă. Mă întorc să beau ceai aici la voi. Hai, haide, vrei? Fii drăguț, vrei? Mă rog. Oh, mă rog. Scumpul meu prieten, nu știi ce grea e viața pentru o femeie singură, fără sprijin, fără protector. Fă-te nenorocită. Dumneata cel puțin poți trăi, dar eu... Ce și dumneata, ești nenorocit. Biet copil, dă mâna. Uite cum îmi treci într-o clipă. Și sunt iar vesel. Îl iau pe fiul tău cu mine. Ia dacă-ți face plăcere. Ne ducem în parc. Hai să mergem. Hai. O clipă, să-mi iau pălăria și culoarea. Da, mai repede, scumpul meu cavaler. La revedere, dragă. La revedere, dragă. Așteaptă-ne, da. Să știi că ne întoarcem să bem ceai. Da, ceai. Poftiți. Dormedor. Da, mamițo. Închide ușa. Da. A venit și Ludmila Gerasimovna. Ce bine îmi pare. Tata spune că cei bogați nu vin în mahalaua noastră cu gânduri bune. Mi-e inima strânsă. Vizita asta... Nu fie teamă, drăguță, l-a scos puțin la plimbare. Lui tot e urât acasă. Vai, mă duc să pregătesc ceva pentru ceai. Ludmila Gerasimovna. Da. Uite, vezi? Ce să văd, dorme, domnule? Vino aici. Vino aici, la fereastră. Ia uite. Uite pe fratele meu cum s-a răsturnat în trăsură ca un conte. N-are pic de rușine. Ar trebui să se ascundă. De ce să se ascundă? Uite așa, ca să nu-l vadă creditorii, că o să-l închidă. O să-l închidă Liudmila Gerasimovna. Mâine îl vără la închisoare. La ce închisoare? La Voskresenski, pentru datorii. Da, da, am văzut cu ochii mei și actul de executare și chitanța de plata hranei. Mamei nu i-am spus nimic. Ce s-o mai amărâs degeaba? Vai de mine, ce-i asta? Ce-i asta, Ludmila? Mamițu! Da. Mamițu, vină repede! Uite, Ludmila Gerasimovna moare, mamițu! Taci, prostănacule! Ei, aleșinat! A, fier și-a răsfier samovarul. Știu că se plimbă, nimic de spus. Barbara Haritonovna știe să trăiască, femeie de viață. Și fecior meu convine. Cu dânsa se plimbă într-o sură, fumează țigări de foi. Ei, foțe boierești și fără olețcai. Ia ca se întorc. Ferița ta, Antonovna. Da. Fi bună, vestește-mă când pleacă cu coana asta. Trebuie neapărat să vorbesc cu Nicolae Andrei. Du-te, Ludmila Gerasimovna. Hai, du-te, sufletele, de te odihnește. Ai umblat așa de mult. Ia, ca matușca, Barbara Haritonovna, că te văd iară, ce noroc de mine. De două ori într-o zi și samovarul parcă știe pentru cine a fost pus. A și scăzut de când pierde. Lasă, nu te deranja, Felixata Antonovna. Avem de discutat ceva important. Ludmila Gerasimovna e acasă? Acasă, dar n-are afară. Acum se odihnește. Am să mă plâng de băiatul tău. Poate să mă ajute și nu vrea. Cum se poate, Nicolae?
Pentru binefăcătoarea noastră trebuie să facem totul ca niște robi. Eu ia ca dacă mi-ar cere, aș face pentru dânsa și moarte de ei, la zoa asta. Lasă, felițată, Antonovna, că am glumit. Lasă-ne, te rog, o clipă, că avem ceva de vorbit. Da, bine, matușca, ia ca vă las. Vă las. Cum e, dragul meu? Cum e? Vorbește. Sfatul meu este să aduci banii, adu-i chiar mâine. Altceva nu-ți rămâne de făcut. Cum adică să dau dintr-o dată atâția bani? Da, imediat, imediat. Și numai după aceea îți pot făgădui să-mi pun obrazul ca să te scap de procesul penal. Doar dumneata mi-ai spus că garanția e falsă. Și ce dacă? În orice caz, dacă l-aș fi rugat, bărbatul meu nu m-ar fi refuzat. Dar nu l-ai rugat, nu așa? Iscălitura nu e a lui. Păi cum era să iscălească dacă el era paralizat? Asta se numește scrocherie. Știi cum se pedepsește? Lasă-mă, nu mă mai speria. Știu. Știu, știu că o pot păți urât. Atunci adu banii. Nu i-ai, fă numai decât rost, împrumută. Doar ai luat bani pe polița aceea, nu-i așa? Știi că am luat. Am luat, dar i-am și cheltuit. Și acum acum va trebui să dau dintre ai mei. Înțelegi, mă înțelegi? Eu ți-am dat sfatul cel mai bun cu putință. Dar nu e cel mai bun. Și vorbești așa pentru că nu mă iubești. Nu cred în ruptul capului că notarul nu-l poate înșela pe Dorotnov acela. El să ia jumătate și pentru o steneală să-i dea pe din două. Să fac unui om cinstit astfel de propunere? Cum are să se uite la mine? Atunci, fă cum te-am rugat eu. Fă, te rog, cum te-am rugat. Singur ai spus că domnișoara asta, fica notarului, te iubește, am înțeles, te iubește. E cu neputință, ea este un suflet nevinovat. Perfect. E cu atât mai ușor să o înșeli. Cum? Dar, rezultatul? Jumătate din bani sunt ai dumitale. Nu, nu, nu. Nu mă ispiti cu banii. Sunt la mare strântoare. E de ajuns o clipă de slăbiciune ca să mă scufund. Mâine o să fie închis pentru datorii. Mă așteaptă rușinea, umilința. Fie-ți milă, fie-ți milă, te rog, și nu mă ispiti. Dar eu ce să fac? Eu ce să fac? Bani nu am. Și pe credit nu-mi dă nimeni. Am datorii. Nu știu, ai... Am datorii. Ai bijuterii briante. Am chiar foarte multe, da? Minunat, atunci le-am manetez la Muntele de Pietate. Da. Nu știu cum. Am să te ajut eu. Mergem mâine dimineață împreună, foarte devreme. Bine. Vezi cât de bine se aranjează toate. Până la urmă. Stai. Ce-i cu dumneata? De ce râzi? Să mă dezbat de bijuteriile mele, ce n-oftim. Poftim? Nu fi ridicol. E posibil să sfătuiești de o femeie să-și amaneteze bijuteriile, briantele? Iartă-mă, te rog. Eu numai din devotament pentru dumneata. Ești naiv, dragul meu. 12.000 nu e o sumă importantă pentru mine. Eu îi procur într-o oră. Atunci? Am vrut să te încerc. Să văd dacă meriți cu adevărat dragostea mea, pe care de multă vreme te străduiești să o câștigi. Bănuiam că ai să pricepi de la început. Dar nu înțeleg. Cum ai putea să-ți dăruiești dragostea unui om care a făcut o ticăloșie? Chiar dacă a făcut-o pentru dumneata. Dar nici eu nu sunt o sfântă. Nu judec prea aspru nici pe alții. Dacă cineva mi-a devotat orbește, sunt la rândul gata să fac pentru lor ce jertfă. Ce, te îndoiești? Vanitos. Om vanitos ce ești. Nu vezi că e lângă dumneata ceea ce-i dori zadarnic atâta vreme? Mă faci să-mi pierd mințile. Dimpotrivă, eu te ajut să ți le aduni. Să pui mâna pe o sumă mare de bani. Să te bucuri de prietenia unei femei cu trecere în societate pe care toți o curtează. Să stârnești invidie, gelozie. Pentru asta merită să faci un oarecare sacrificiu. Ești deștept. Ești simpatic, foarte simpatic. Deci nu ești dintre bărbații periculoși pentru femei ca mine. Nu poți, n-ai de ce să-mi faci curte. Pe dumneata am venit să te caut eu aici, la Mahala. Se cuvine să prețuiești acest lucru. Îl prețuiesc? Îmbrățișează-mă. Hai. Îmbrățișează-mă. Până mâine mai este vreme. Eu aduc în orice caz toți banii.
Am să văd dacă mă iubești. Îți dau voie să mă săruți. Hai sărută-mă pe braț. Felicitate Antonovna. Da, Felicitate Antonovna. Vin într-o fugă, matușca, da. Vin. Da. De ce ai căzut pe gânduri? Mi se pare că nebunesc. Gata? Deci? Da. Trebuie să fiu acasă. Poate se adeverește ceea ce mi-ai prezis. Bine, dacă e așa, du-te. Bine, la revedere. Sărută mâna până nu-mi trag mănușa. Cu bine, Felicitate Antonovna. Ține bancnota asta pentru tine și mai dă pe la mine când ai vreme. Păsărică, păsărica mea din rai. A dat norocul peste tine, băiete. Nu te mai lasă în pace femeile. Nicolae Andrei, uite-o și pe asta la altă. Ludmila vrea să-ți vorbească. Vă las singuri. Te deranjez? Deloc. Ești neliniștit? Te aștepți la vreo neplăcere? Ai aflat? Spune, ai aflat? Da, am aflat. Atunci e bine, nu-i nevoie să mă justific. Nu-i nevoie. M-am frământat. Ce-i de făcut? Iartă-mă, dar vreau să știi. Nu îndur gândul că ai putea fi zvârlit în temniță la oaltă cu desfrânații, cu faliții frauduloși. De aceea te-aș ruga să fii așa de bun și... Hai, spune, pentru dumneata fac orice. Aș vrea să cunosc în amănunt situația în care te găsești. Să nu mi-ascunzi nimic, te implor. Înseamnă că mă bănuiești de ceva foarte urât. Dacă aș avea asemenea bănuială, nu te-aș iubi. Altă nenorocire nu-i decât că am datorii foarte mari. Cum te-ai îndatorat? Cui și cât? Cum să spun? Încă de când eram un mic avocățel, m-am trezit după viața studențească de lipsuri cu 3-4 mii în buzunar. Mi-am pierdut cumpătul. Mese, petreceri, am început să lenevesc. Procese serioase n-aveam, așa că după un an m-am trezit fără bani și cu datorii destule. Și atunci am socotit că nu e potrivit să renunț la viața pe care o duceam, ca să nu-mi pierd relațiile, știi? Da. Am împrumutat dintr-un singur loc, o sumă importantă cu procente foarte mari. Speram mereu că o să-mi cadă un proces mare și, în așteptare, am urmat să trăiesc tot ca mai înainte. Ca să fiu mai scurt, procesul n-a venit, banii am cheltuit și datoria mi-a rămas ca un juvăț de gât. Mă sugrumă deznădejdea. De aceea am ajuns la o viață fără rost prin ceainării. Asta e toată povestea mea. Datorezi mult? Vreo 3.000. Mă rog, pentru mine asta e o sumă uriașă. Și n-ai nimic în vedere? Nimic. Nu-mi rămâne decât să intru la închisoare. Nu, mi-e tare rău. Îmi merg de capul grozav. Stai. Cui ești dator? Ce nevoie să știi? Unui cămătar vestit din Moscova. Spune repede cum îl cheamă. Mă duc imediat la el. Mă duc să-l rog să te păsuiască. Am să-l implor. Am să plâng. E zadarnic. Nu e om, e piatră. Stai pe locul. Atunci cum să te ajut? Nu e cu putință. Adică s-ar putea. Cum? Ar fi o portiță de scăpare. Ca să ies din încurcătură ar trebui să fac... Ce ar trebui să faci? Lumina Gerasimovna. Lumina Gerasimovna, vin din partea tatălui dumitale. Uite, mi-a poruncit să-ți dau plicul ăsta. A spus să-l pui imediat în mapă și sub cheie. Bine, Dormedont. Altceva, nimic? Nimic. Ai văzut ce încredere are el în mine? Ție, zice, îți pot încredința orice, tu nu ești ca frate tău. A spus el asta? Da, în frate tău, zice, n-am încredere nici de doi bani. Dar în tine am. Foarte bine, ieși afară. Ce te rățuiești așa la mine? Eu am față de Ludmila Gerasimovna intenții nobile, nu ca tine. Eu, Ludmila Gerasimovna, trebuie să vorbesc cu dumneata foarte serios. Foarte serios. Da, cu plăcere, dar nu acum. Mai foarte târziu. Serios, da, altă dată. Ieși afară când îți spun. Ia că mă duc. Lasă, hai să vezi tu cum stau lucrurile cu mine și cu Ludmila Gerasimovna. Ieși! Foarte serios, dar foarte serios. Spuneai
că ar fi o portiță de scăpare. Da, este. Ca să ies din încurcătură ar trebui să... Ce? Spune. Să fac o crimă. Groaznic. Ce spui? Mi-ai cerut să fiu sincer. Ca să mă dezleg de datorie, ca să scap de rușină, nu-mi rămâne decât o cale. Să fac o crimă. Nu, numai asta nu. Dacă trebuie, neapărat poruncește-mi și am să o fac eu. O fac eu. Despre ce fel de crimă e vorba? Un furt. E chinuitor pentru mine să te aud vorbind astfel. Atunci te rog, liniștește-te. Lasă-mă în băiat să fac. Nu, 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 stai. Orice ai pune la cale, sunt complice. Ce să fur? Ce și de la cine? De la tatăl dumitare. O poliță a femeii pe care ai văzut-o azi aici. E în mâna tatălui dumitare. Ea nu vrea să plătească toți banii și mi-a propus să-mi dea jumătate dacă fur polița. Vai, ce tortură. Cel puțin după ce ai să-ți plătești datoria, ai să schimbi viața asta, nu-i așa? Viața asta fără niciun rost. Și ai să începi să muncești. Mai încape vorba. Pentru nimic în lume n-aș vrea să mai trec o dată prin ce trec acum. Jur. Jur cu mâna pe inimă, pe toți sfinții, că mă fac om de treabă. Dar nu, 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 nu. Nu e cu putință să fiu salvat. N-am să recurg la niciun fel de mijloc imoral ca să mă salvez. Ludmila Gerasimovna, mi-e rușine de mine. Cum am putut asculta propunerile acelea infame fără să protestez? Ce suflet nobil ai! Cum să te ajut? Ce să fac să te salvez, dragul meu? Te iubesc! Și în afara iubirii mele, viața nu înseamnă nimic pentru mine. Nimic. Te rog, eu am făcut prostia, eu va trebui să îndur urmările. Te rog numai, dă-mi înapoi revolverul. Nu, nu, asta ar fi o nelegiuire și mai grosavă. Ce-ți trece prin minte? N-aș face așa ceva decât dacă mi-ar fi peste putință să îndur. Nu, 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 nu îngădui să ajungi până acolo, nu. Uite, ține plicul ăsta. Ce-i asta? Poliția Lebedkinei. Nu, 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 nu pot să primesc astfel de jertfă. Ține-o la dumneata. Fă cu ea ce crezi de cuvință. Vino-ți în fire, nu e cu putință. Salvarea dumitale e în mâinile mele. Eu îmi fac numai datoria față de dragostea mea. Acum știu și eu ce-mi rămâne de făcut. Cine mai fi și femeia asta îmbrobodită? Poftim! Intră! E voie? Pe cine cauți? Nu m-ai recunoscut? Varvara Haritonovna, nu bată-te să te bată. Zău că nu te-am recunoscut. Am venit cu o birjă și am oprit la colț când am chef să se afle că am fost azi la tine. Notarul e acasă? Nu, a plecat cu noaptea în cap. Da, fiică sa. Fii pe pace, noi numai serile petrecem împreună. Aha. Ca să nu mai ardem o lumânare de prisos. Altfel stă toată ziua în odaia ei. Azi, nu știu, e bolnavă sau supărată, mă, nu n-a ieșit. Spune, dragostea mea, ce-ți dorești inimioara? Vreau să-l văd pe Nicolae Andreiici. Îl chem îndată. Și n-avea grijă. Stau eu de pază. Bine, bine. Când vine notarul, te ascund. Bine, 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 bine. Nicolae? Bună dimineața. Bună dimineața. Iată, am venit. Văd. Ai adus banii? Da, i-am adus. Toți? Toți. Poftim poliță. Mulțumesc. Îți mulțumesc, scumpe prieten. În adevăr, iată o dragoste, o pasiune care merită încredere. Și răsplată. Și răsplată. Numai că, dragul meu, Nicolae Andreevici, ai să mai aștepți puțintel. Poftim? De inimă nu poți dispune după plac. Dacă e prinsă, ce-i poți face? Acum nu e vorba despre inima dumitale. Nu despre bani e vorba, dar banii ți-i dau. Banii ți-i dau, nu avea grijă. Dar nu toți, dintr-o dată. Încetul cu încetul, așa cum am făgăduit, să știi că pentru mine e sfânt. Dă-mi voie, dă-mi voie, eu m-am ținut de cuvânt. În mâinile dumitale se află o hârtie de valoare. Da. În timp ce eu văd că m-am ales cu vorbe de șarte. Mi se pare că vrei să mă înșeli. Nu, am să-ți dau ce ți-am făgăduit, dar nu pot imediat. Nu pot, mai așteaptă. Dă-mi poliția înapoi. Ce ai, ești naiv, dragule. Ești foarte naiv. Să mă socoți pe mine o proastă, nu? Bine, dacă e așa, am să te denunț că mi-ai smuls hârtia. Hai să fii perchezițională. Nu-ți dau drumul de aici. Dar vai, ce îngrozitor. Noroc că eu sunt tare din fire și nu-mi pierd niciodată.
prezența de spirit. Ce mușcata arde. Și focul o înghiții cât ai clipit. Ce ai făcut? Ce să fac? Uite ce frumos arde. N-a mai rămas nicio urmă. Nici atâta din datoria mea. Bravo. Nu-mi rămâne decât să te admir. Mă simt... Așa mi s-a luat o piatră. O piatră grea de pe inimă. Mă simt ca un fulg. Și aproape, aproape nevinovat. Totul s-a făcut cu mâinile altora. Dar continuă, spune, te ascult. Ei, acum nu te uita cu atâta dispreț la mine. Tu ce crezi, că ești mai bun? E drept, eu am oferit bani, dar am și găsit un om care a acceptat această propunere. Nici prin minte nu mi-a trecut că ai să te prinzi. Da, e dreptul, cu o viață liberă, dar sunt înconjurată numai de oameni respectabili. Și uite că printre ei s-a ivit un tânăr simpatic, atât de îndatoritor, încât pentru bani... Ajunge. Mi-ai încredințat această afacere necurată, dorind să afli dacă îți meriți dragostea. Cel puțin așa ai spus. Așa am spus. E bine, închipuiește-ți că și eu, acordându-ți încrederea, am dorit la rândul meu să văd dacă merit iubirea. Da, și nu merit, nu? Gata. S-a dovedit că nu merit. E foarte păcat. Dar dumneata te poți consola ușor. Pe dumneata te iubește o fată care desigur că are toate calitățile pe care le visezi, cu care poți fi fericit. Am să fiu, nu avea nicio grijă. Foarte bine. Foarte bine. Nu sunt invidioasă. Barbara, hai, tot rog. Da? Barbara, vine în hotel. Da, ascunde-mă. Ascunde-mă undeva, dragă, repede. Și nu uita, eu n-am fost aici la tine. Bine, bine. Și nu mă cunoști. Bine, matușca, pot să-mi fac și cruce că nu te-am văzut. Te scot pe scara de și din dos. Și peste 10 minute mă întorc chiar. Și de-abia atunci se cheamă că am venit cu adevărat. Bine, bine, așa se cuvine. Tu să faci tot ce trece prin cap și noi să-ți batem în strut. Câtă abilitate, câtă viclenie. Numai cel viclean, cel care știe să mintă, numai acela trăiește bine pe lumea asta. Trebuie să-i spui fiului dumitale. Eu n-am seră mândatoare. Haide, să mergem, matușcă. Iule, domnule, domnule, da, mamă, ai grijă și întreține focul să nu se stingă. Da, mamă. La revedere. Ah, Nicolae, frate. Ce vrei? Ajută-mă, frate, uite, am de făcut numai după procura asta 7 copii, te rog. Bine, n-a de face. Te rog, uite. Lasă că le fac sus. Domnule, domnule, auzi? Da? Când iese Ludmila Gerasimovna din odaie, fă bunătate și mă cheamă. Da. Vreau să-i spun ceva înainte de a se vedea cu taică-sul. Da, bine, bine, lasă, am să te chem. Așteaptă-te mult și bine. N-ai tu ce vorbi cu ea. Ei, nu mai, frate, nu. Nu mai sunt eu prostul proștilor. N-ai cu cine te duce la cafenea și mor de urât, hai. Mor de urât. Ia să mă apuc eu de scris. Când data vine tatăl Ludmilei și e... Hai, da, a și venit. Grozav, sunt de ostenit, frățioare. M-au năvălit procesele dormedon și mă părăsesc puterile. Aseară am fost la masă, l-am cunoscut. Da. Erau acolo o droaie de chefli și fiecare avea bău proces, bău urmărire. Dovedește că ești cinstit, ziceau, și o să te umplem de bani. Da. Rămâne să termin cu bine vreo două afaceri mai importante ca să le arăt ce pot și pe urmă bani cu nemiluta. Ludmilocica, n-a ieșit din odaie? Nu, încă nu. Oare nu s-o fi simțit bine? Nu știu. Ia scrie, băiete, scrie. Da. Nu te mai deranjez. Îmi aduc și eu servieta și viu și eu lângă tine. Da. Și fii atent. Da. Cum să spun, scrii destul de citeți, dar faci niște greșeli. Fără voia mea, Gerasim Porfire, ce o visurile sunt de visurile. Nu mai visa când lucrezi. Nu o să mai scrii fixativ în loc de departament. Da, cine să te înțeleagă? Fixativ, auzi, în loc de departament. Nu știu cum ți-a venit să scrii. Mă gândeam să mă duc la frizer, să mă pieptene așa, ca să-mi stea păr așa mai fix. Și n-aveam în cap decât fixativ. Auzi, dumneata, să dovedesc că sunt cinstit. M-a găsit vreodată cineva necinstit? Nu. Dormea, domn, ia uită-te pe listă. Câte poliți avem? Păi 16, pe a 17 am adus aseară. Aha. 17 unde? Cum? Ia dă cu acea listă. Poftim. Nu, stai, poate n-ați numărat bine. Mai trebuie, asta.
Lipsește polița Lebetkin. Nu, 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 e acolo. Nu e, nu e, na, uite-te și tu, nu e. Da, dați-mi, stați o clipă, nu. Nu e, dar nu se poate, nu cred. Nu, mi-ai poruncit să o aduc acasă. Da. Și la mine e ca și cum ar fi la dumneata în buzunar. Da, unde? La fel de cinstit sunt și eu. Am dat-o lui Dmitri Gerasimovna și i-am spus așa: strânge-o în servietă, pun mâna în foc că e în servietă. De ce te uiți așa? De ce te uiți așa crunt? De ce te uiți așa cumplit la mine? De ce? Ești un hoț. Gerasim Porfirici! Care din voi a alergat la Lebetkina? S-a pus chiar aici? Da, a fost. Spune. Ieri a fost, chiar de două ori a fost. I-a spândut polița. Nu, i-am dat-o lui Dmitri Gerasimovna în mână. Dacă nu e în servietă, înseamnă că e atinsă. Cheamă aici. Da, imediat. Cheamă aici, imediat. Dmitri Gerasimovna, pot să intru? Nu răspunde. Bate mai tare. Da. Ajutor! Ce? Săriți, ajutor! Ce s-a întâmplat? E moartă, mi-a mișcat! Hai de mine, Romilușca mea! Ce țipați așa? Am zărit revolverul pe măsuța dumitale și dumneata acolo ne-a mișcat, am crezut că... Taci, te rog! Am crezut că... Tată, asta noapte aproape n-am închis ochii. De aceea m-am culcat mai adineauri și am adormit așa de abil. Am crezut că... Nătărâule, ce spaimă am tras. Dar eu, și acum îmi bate inima de stă să se spargă. Hai, treci la masă și scrie. Am crezut că... Spune, Ludmila, ți-a dat dormedon poliția Lebetkinei, nu? Da. Mi-a dat-o. Vezi, uite, ți-am spus eu. Da, da, bine, iartă-mă. Uite, acum m-am mai liniștit. Vă să zic că polița e la tine. Nu, nu-i la mine. Atunci unde-i? Am dat-o. Ai dat-o? Cui? Și pentru ce? N-am putut face altfel. Tată. Ce s-a întâmplat aici, Dumnezeu? Nicolae, lasă să vorbească, spune. Nu înțeleg nimic. N-ai putut păstra un lucru străin încredințat tatălui tău care a garantat cu cinstea lui? Nu înțeleg. N-am putut face altfel, tate. Spune-mi, prin ce vicleșuguri ți-au ademenit sufletul tău curat? Nu, tată, nu-i vorba despre așa ceva. Cum? Am văzut că se pierde un om, că dacă nu-l ajut fără întârziere, îl amenință rușinea, sinuciderea. Am vrut să-l ajut, să-l scap. Frate, nu ți-a fost de ajuns cât ne-ai chinuit? Ai vrut să ne nenorocești, dar bine. Așa vă să zic, pentru el. Da. Uf, înainte eram sărman, dar aveam o copil. Acum nu mai am. Mă izgonești, tată? Nu, iartă-mă, nu mai știu ce vorbesc. Nu te izgonesc, Ludmilușca. Nu te las unui dezbrânat, unui bețiv, tată. Unui hoț care trăiește din lacrimile altora. Te rog, tată. Care bea banii maică-și, a lui frate, și bani agonisiți cu trudă, care ne-a prădat și pe noi pentru petreceri și desfrâu. Nu, ai copilă, vino să plecăm din casa asta. Gerasim Porfirici, eu n-am să-ți răspund tot cu insulte. Îți respect bătrânețea, fără insulte, dar cu mult mai aspru am să te pedepsesc pentru nedreptatea pe care mi-o faci. Ludmila Gerasimovna, da. La mine va trebui să rămâi. Mie mi se cuvine mângâierea ta, pentru că eu sunt cel năpăstuit pe nedrept. Nu puși cât mai departe de el, Ludmila. Tată, hotărârea mea e luată. Rămân cu el. Nu! Soarta mi-a legat viața de-a lui. Văd, simt că-ți dau o lovitură de moarte. O, tată, dacă aș putea trăi pentru voi amândoi, dacă ai vrea să rămâi lângă noi. Ce spui? Ți-ai pierdut mințile? Lângă omul care mi-a luat tot bani străini, pe care niciodată n-am să-i pot câștiga ca să-i dau înapoi. Mi-a luat dreptul să fiu socotit cinstit. Mi-a luat tot ce aveam mai de preț. Mi-a luat fata. Nu ți-am luat nimic. Nu ți-am făcut niciun rău. Iată și fata dumitale. Poftim și polița. Cum? Ce-i asta? Polița Lebetkin? Te-a mustrat conștiința sau n-ai avut vreme să o vinzi? Mă faci să regret că ți-am dat-o. Nu merit să se poarte cineva cinstit cu dumneata. Chiar adineaori m-am întâlnit cu Lebetkina. Atunci ce caută hârtia asta la tine? De ce ai luat-o de la Ludmila? Sunt împuternicitul Lebetkinei. Pentru ce mi-a trebuit polița, nu vreau să spun. Să admitem că am avut nevoie de o copie. Bine, dar
Iartă-mă, frate, vezi, mă aprind repede. Trăind în mahala asta, ești pornit fără voie să bănuiești. Rămâi cu bine, Ludmila Gerasimovna. Încotro, ce ai să faci? Mă îngrozesc. Liniștește-te, m-am hotărât să mă supun soartei. Acum, având în față ceva minunat, dragostea dumitale. A sosit Varvara Haritonovna Rebetkina. Mă duc să-i deschid. Tocmai la vreme. Vreau să vorbesc cu avocatul Margaritov. Dumnealui este, matușcă. Dumneata, ești avocatul Margaritov? Sluga dumneavoastră, asesor de colegiu Gerasim Porfirici Margaritov. Vă rog, luați loc. Lăsați, nu vă deranjați. Dumitale, ți s-a încredințat o poliță dată de mine negustorului Dorodnov. Întocmai. Da. Și doresc să achit suma. Foarte bine faceți, cucoan. Poftiți, dați bani. Dar vreau să văd întâi polița. A, eu plătesc numai aceluia care are în mână polița. Sigur, aveți toată dreptatea. Da. Poftiți de dați banii și primiți în schimb polița. Adică cum, te îndoiești de cuvântul meu? Poftim banii. Acum polița, unde e polița, să o văd? Poftiți. E iscălitura dumneavoastră? Da. O recunoașteți? Asta-i, ce-i asta? Dă-mi voie, dă-mi voie. Dacă doriți, puteți să nu recunoașteți scălitura. Ba nu, 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 e scrisul meu. E, în cazul ăsta, număr banii și fac mențiune pe poliță. Așa, este exact. Iată, îi scălesc aici de primire. Ce înseamnă asta, Nicolae? Asta înseamnă că am fost mult mai prudent decât dumneata. Da. Ți-am dat numai o copie. Ar fi trebuit să te uiți mai cu băgare de seamă. A, să zic, așa stau lucrurile. Așa. Iată, cu coană, dumitale polița. Așa. Și mie bani. Ludmila, Ludmilosca, ieri când i-am cerut lui Dorodnov bani pentru cheltuieli, mi-a spus: dacă încasezi de la doamna Lebetkina, jumătate din bani sunt ai tăi, pentru că tot îi socoteam pierduți. Bădăranu. Cu adevărat, bădăran cu coniță. Ludmila, da. Uite aici, jumătate din sub. Mie, tată? Da. Mie? Da, da, ții. Ție. Ia-i, nu te temi. E zestrea ta. Oh, atunci înseamnă că nu s-ai mei. Va trebui să-i dau. Sigur, prostuțo, sigur. Ai să-i dai alesului tău. Dacă e așa, o fac pe loc. Primește-i, dragul meu. Ludmila. Și comunică tatei dorința ta. Curaj, vorbește. Gerasim Porfirici, e, doresc să lucrez alături de dumneata, dar cu o condiție. Ce condiție? Dumneata ești un avocat cunoscut. Ți se dă procură în alb, altfel nu primești, nu-i așa? Bineînțeles, procură în alb. Atunci te rog, încredințează-mi afacerile dumitale. Ești în vârstă, ai muncit mult, ți-ai încheiat cariera, da. Iar eu aș vrea să o încep în sfârșit, da. Tu ai să te odihnești, tată? Așa este. Noi o să te îngrijim. Și tu, Dormedont? Da, mamițo. Parcă spuneai că pe tine te iubești. Ce să-i faci, mamițo? Nu-i nimic, lasă-l. El o să aibă afaceri de făcut, alergături pe la judecătorii. Eu cu partea gospodăriei. Da, mamițo, da. Am să-i cresc copii. Ai văzut, matușca? A trebuit să plătești racuri. Știi că nu-mi pare rău. Nici banii ăștia nu sunt ai mei. Sunt tot împrumutați. Dormedont, da? Fă din partea mea o procură pe numele lui Nicolae Sablov. Da? Vezi să nu greșești, să pui iar... Nu. Am să fac la perfecție. Așa. Și să n-ai nicio grijă. Suntem casă fixată, cinstită. Ați ascultat Dragoste târzie de Alexandru Nicolaevici Ostrovski. Traducere de Valeria și Profira Sadoveanu. Adaptarea radiofonică Elena Negrean. Distribuția a fost următoarea: Sablova Tamara Buciuceanu Botez, Nicolai Șerban Celea, Dormedont Petre Lupu, Dorodnov George Constantin, Margaritov Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Ludmila Ana Ciontea,
Lebetchina, Gina Patrichi. Birjarul, Gheorghe Pufulete. Regia artistică, Dan Buican.